Știu că am zis că în partea a doua ne ocupăm de controlere, doar că am realizat între timp că mai e foarte mult de muncă la motor și sunt niște pași destul de importanți pe care e posibil să-i găsiți util dacă vă apucați odată să faceți ce fac eu aici. Așa că o să ne ocupăm în continuare de motor, motorul de pe spate, cel cu freewheel și sper că până la sfârșitul acestui clip să îl și spițez, dar pentru asta e nevoie să ne oprim din vorbit, ne apucăm de montat. Fully cursed in about 24 hours. Au trecut 24 hours și 25 de minute. E timpul să închidem motorul. Avem aici rulment SKF, aici rulment SKF, chiar dacă unul e cu cauciuc și unul e cu metal. Așa am găsit, așa i-am pus și acum trebuie să bag firele pe aici. Pentru că ăla e rulmentul mare, e 6003 și vine cu capătul axului mare. Dar înainte de asta, pentru că ăsta e un ax adăugat de mine pe această bobină, nu e axul bobinei, rulmentul nu o să stea aici unde trebuie el să stea, unde e cu 0,001 mm mai gros decât aici. Avem aici, la nivelul unde ar fi trebuit să stea rulmentul, 16,96. Iar aici, unde stă rulmentul, pentru că facem ceva do it yourself, avem 16,83. În traducere, dacă rulmentul stă aici, în loc să stea aici sus, o să se întâmple asta. Iar asta nu e deloc bine, pentru că la nivel mare, la nivelul genții, se întâmplă asta. Face așa. Așa că ăsta nu trebuie să facă deloc așa. Iar pentru problema asta o să mă încerc să mă folosesc de această bandă de nichel de la Shah, căruia îi mulțumesc pentru că și-a rupt o bucată din materialele lui pentru prosteala mea ce fac aici, că nu cred că o să-mi iasă, dar mai vedem. Și pentru că axul e atât de mare și bobina atât de mică, trebuie să luăm în considerare și fixarea axului între rulmenți, ca să nu se poată mișca ori mai așa, ori mai așa. Pentru asta am pregătit așa. Avem aici o șaibă pentru partea mică a axului, care o să vină aici, aici în buza asta, și o să fie exact distanța necesară până în rulment. O să vină fix pe fix, iar această șaibă este mai mică decât buza exterioară a rulmentului, ca să nu fie vreo problemă acolo. Deci partea asta am rezolvat-o. Iar pentru partea cu firele m-am folosit de banda teflon pe care am montat-o ca să pot măsura distanța dintre buza asta de aici și partea neuzată a teflonului, care înseamnă că până aici ajunge rulmentul, deci până aici trebuie să adaug eu o șaibă sau ceva de gen, 23 de milimetri. Avem aici doi rulmenți care împreună fac aproape 23, rămâne o gaură și pentru asta o să adaug între ei o coroniță fără bile. Și am făcut 23. Mai rămâne un mic gap, nu, insesizabil pe cameră, ba da, hai că se vede. Un mic gap pe care o să îl rezolv cu două șaibe foarte, foarte subțiri. Scoatem banda de teflon. Adaug primul rulment. E foarte complicat să găsesc niște șaibe pe dimensiunea asta, așa că am preferat să folosesc rulmenți. Nu mă interesează câtă greutate adaugă, că nu mai am cadrul de cursieră, așa că tot e ok. L-am pus la maxim, adaug coronița, e un distanțier practic, și cel de-al doilea rulment. Astea o să stea presate așa. După care, șaibele astea două sunt foarte importante pentru că ele țin muchile exterioare ale rulmenților distanțate, ca muchia asta să nu se atingă de muchia rulmentului din capac. Acum e ultimul rulment de pe această bobină și acum o să vedeți că... Ia uite cât e jocul de mare. Jocul ăsta trebuie să dispară complet. Hai să încercăm așa, deși mă îndoiesc că o să meargă din prima, dar altă variantă momentan nu am. Prima variantă nu a funcționat, încercăm varianta 2. Toate cele trei bentițe sunt îndoite la capete aici ca să nu alunece. Ok, după vreo 3 încercări și 200 de
lovituri de ciocan cauciucat. Avem un rezultat aici destul de bun, zic eu. Singurul joc care a rămas este din rulment, care este și în partea cealaltă. E normal să existe. În rest, tot e ok. Ar trebui să pot monta motorul în sfârșit fără niciun fel de problemă. Bucata asta vine aici. Așa. Opa! Am prins prosopul. Așa. Ok, dacă toate calculele mele au fost corecte, tot o să fie ok. Așa. Adaug șuruburi și vedem ce a ieșit. Toate șuruburile montate. Și motorul funcționează perfect. Doar ce ca o pisicuță. Cred că ați observat deja o dungă gri pe toată suprafața. De asta m-am ocupat înainte să observ această problemă cu rulmentul pe care tocmai am rezolvat-o. Am filmat câteva cadre înainte și pentru voi acele cadre vor urma acum, după care continuăm cu șlefuirea acestui epoxy, după care ar trebui să fim gata să spițăm. Vreau să curăț partea asta de aici, că nu-mi place cum a ieșit. Și vreau să o sigilez, ca să zic, epoxy, niște ceva, nu știu, găsesc ce mai am pe aici. Iar pentru asta trebuie să conectăm motorul ca să se învârtă singur, să nu-l învârtesc eu și să șlefuiesc la el. Facem așa cu scula asta primită de la Constantin, băgăm ăsta aici, așa, ok. Acum aici e poveste lungă, o să vorbim despre asta în alt clip, acum mă ocup de ce am de făcut, și anume scurt astea. Tai astea două, că celălalt oricum văd că nu mai e pe acolo. Așa. Și folosim mufele astea Vago sau ce scrie pe ele ca să conectăm motorul doar pentru a-l șlefui. Ok. Un lucru foarte important este adăugarea unui șuricel aici ca să nu atingă firele astea așa sau cine știe și să facă un scurt acolo. Deci le protejăm foarte simplu. Ok, pentru operațiunea asta o să mă folosesc de carul de la Carrera. Dacă tot stă pe aici degeaba, pun motorul aici, să-l pun așa, 1, 2 și acum ar trebui să fie 3, we have power și acum să mă apuc de șlefuit. Pentru a stupa crăpăturile pe acolo, am adezivul ăsta bicomponent, care scrie aici că ar fi expirat, dar acum nu vede nimeni ce fac aici, cred că o să meargă. Ideea e că trebuie să mă mișc foarte repede cu el, că se întărește imediat și nu pot să filmez asta, dar vă arăt la sfârșit, promit. E gata. 3 zile de muncă, nici nu știu câte încercări eșuate, dar e gata. O singură chestie n-am filmat și o să vă spun acum ce s-a întâmplat. În timp ce șlefuiam aici epoxy-ul ăsta ca să fie totul flanș, lamelele alea pe care le-am băgat eu sub rulment, cumva au țâșnit de acolo, ceva s-a întâmplat, au căzut, așa că a trebuit să rezolv tot cu banda de teflon. Deci banda de teflon a rezolvat o problemă care m-am chinuit, cred că 2 zile, numai cu asta m-am chinuit. Problema este că a trebuit adăugată treptat, de asta n-am filmat, că a durat foarte mult, a trebuit adăugat un rând, probat rulmentul, mai adăugat un rând, să nu fie prea puțin, să nu aibă joc, să nu fie prea mult, să nu intre rulmentul, că dacă e prea mult, împinge toată banda de teflon. Deci a fost un proces foarte lung, pot să zic că a meritat, când acum am un motor gata de spițat. Acum
el nu arată foarte bine, având în vedere câte experimente s-au făcut pe el. Și pentru asta o să folosesc metoda de vopsire cu pocnitul din degete. Dacă nu știți, vă arăt acum, e foarte simplu să ia motorul. Ia uite ce frumos a ieșit. Cea mai eficientă metodă. Iar acum, în sfârșit, your time has come. Pentru operațiunea de spițare o să ne folosim de metoda de croșetare, 1 pe față, 2 pe dos. Și anume, băgăm o spiță așa, băgăm două spițe invers. Asta pentru că e foarte important ca atunci când sunt în tensiune, spițele să nu se împingă unele pe altele, să deformeze ce muncim noi să reglăm. Și atunci nu pot fi băgate toate în aceeași direcție, dar metoda asta am găsit că funcționează. Odată ce avem toate spițele băgate și a rămas una neîndoită imediat, putem să luăm una la întâmplare, cum ar fi asta neagră, și să o băgăm la întâmplare într-o gaură la întâmplare, pentru că nu contează prima unde intră. Adăugăm un niplu ca să stea fixă, cam atât, și învârtim de motor până o tensionăm la maxim. Bineînțeles că spițele astea nu sunt pe mărimea exactă a jenții, sunt foarte lungi, pentru că sunt pentru roata de 28 de inci, fără motor. Acum am adăugat motorul, am mărit diametru. Hai să o fac invers. Nu știu de ce vreau eu să o fac invers. Așa. Iar spița din capătul opus, dacă avem aici spița asta care duce aici, cea din capătul opus înseamnă că e asta, e pe aceeași direcție. Ăsta trebuie să fie paralel cu ăsta. Așa că o să-l împingem până la... cred că până aici, ca să fie paralel ăsta cu ăsta. Așa că adaug un niplu acolo. Să nu uit. Mi-a căzut niplu în gaură, că am uitat să folosesc metoda mea patentată de a adăuga niplul fără a le pierde. Aici era? Da. L-am pierdut. Avem o problemă. Niplurile astea nu se lipesc. Cred că sunt din aluminiu, nu știu din ce sunt, dar nu stau pe mai. O să mă chinui o grămadă cu asta. Hai de mă lipește de... Ok, a doua metoda mea patentată pentru a adăuga nipluri este pe o spiță separată, care funcționează perfect până ajungem la ultima spiță, că nu mai avem ce să... Dar nu contează. Hai să continuăm ce făceam când ne apucă Crăciun. Acum, fără sculă asta nu o să faceți mare lucru, asta e o sculă universală de spițe cu toate mărimile. Deci dacă vă apucați vreodată să faceți așa ceva, recomand una din asta. Iar acum că avem cele două spițe paralele, asta și cu asta, putem să continuăm să facem același lucru cu toate spițele care au capătul partea de sus, peste tot. Cam așa. Acum, la fiecare 5 găuri pe jantă, avem câte o spiță. Și toate sunt în partea de jos. Acum e foarte important ca toate celelalte să fie în partea de sus. Lucrăm peste spițele celelalte. După fiecare spiță montată, căutăm cele două spițe care se împerechează. Aici sunt astea două. Se împerechează la următoarele două găuri. Adică aici și aici. O să dureze destul de mult, așa că... gata. Și acum nicio spiță nu o să se atingă, pentru că astea sunt în sens opus celor de jos. Așa o fi când e șofer pe autobuz? E curbă așa? Așa, hai să facem și partea cealaltă. Opa, că nu mai e mult, mai avem încă atâta, practic. Iar aici o să folosim metoda 2 pe față și 1 pe dos. Bine, acum o să fie mai complicat și o să dureze și mai mult, pentru că avem deja spițele de jos montate. Dar pentru voi, știu că nu arată cine știe ce, dar după ce le tensionez, ar trebui să se învârtă perfect. Asta din nou o să dureze și din nou pentru voi o să fie un proces de...
Asta a fost tot, avem o roată perfect dreaptă. Varianta mai simplă la ce am făcut eu aici este să o duceți la un service, nu cred că costă foarte mult, doar că durează, asta e o problemă pentru mine, că eu nu mai am răbdare, vreau să fac cu mâna mea, pentru că nu mai am răbdare să stau zile întregi până se eliberează la service, să aibă timp să-mi facă mie roata. Am făcut-o, acum, oricât de mult aș vrea eu să mă ocup de controlere, la cum merge treaba, cred că o să mă ocup de-abia la sfârșit. În clipul următor, cel mai probabil o să mă ocup de cadru. Sper că vi s-a părut util ce am făcut în clipul ăsta. Aștept să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți despre acest proiect și nu uitați să vă abonați, mă găsiți pe grupul Dr. Dave Vehicule Electrice pe Facebook și cam atât, mai avem multă treabă, ne vedem în clipul partea a treia.